Iar în legătură directă cu noi se află Nelu Tătaru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Tătaru! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vedem, domnule Tătaru, că are loc un schimb de replici acide între reprezentanții Partidului Național Liberal și Social-Democrații. Pe de-o parte, ieri la Buzău, Lucian Bode, Rareș Bogdan au venit cu atacuri la adresa Social-Democraților. Spunea Rareș Bogdan că în județele conduse de liberali curge doar lapte și miere și că nu același lucru îl poate spune și despre Social-Democrații, în județele conduse de Social-Democrație. Tot Rareș Bogdan spunea că se vede din avion diferența dintre aceste județe conduse de liberali și cele conduse de Social-Democrații. În replică, Lucian Romașcanu spunea ceva mai devreme că ar trebui ca Rareș Bogdan să coboare din avion. Până la urmă, în ce județe liberale curge lapte și miere, domnule Tătaru? Cred că fiecare dintre noi suntem realiști și putem vedea ce se întâmplă în România în acest moment și care este starea economică. Cred că suntem într-o campanie electorală și în care fiecare își expune în acest moment o viziune proprie. Eu sunt un om care, eu știu, șef de filial în Vaslui, la Partidul Național Liberal, un județ care de peste 30 de ani este condus de Partidul Social Democrat. Știm exact situația din județul Vaslui, dar n-aș vrea să o extrapolăm într-o campanie electorală în care niște membri ai unei coaliții încearcă să reașeze, să spunem, o situație sau o stare politică. În acest moment suntem două partide mari, care ne facem campanie electorală, fiecare în felul lui, nu pot să fiu de acord nici cu unul, nici cu altul. Suntem într-o coaliție la guvernare, avem un an și jumătate acuși de când suntem împreună la guvernare. Cred că va trebui să facem ca aceste județe, că sunt de liberali, că sunt de social-democrați conduse, să aibă o prosperitate și să vedem că se întâmplă ceva economic în acele județe. Domnule Nelu Tătaru, ne uităm puțin la aceste contre, pentru că știm că dumneavoastră și social-democrații aveți acea listă comună pentru alegerile europarlamentare, alegeri care vor fi peste 2 luni, fără o zi, 9 iunie. Da, și pe de altă parte, vedem aceste atacuri lansate așa, de la distanță. Cum este? Împreună sau separat? Suntem într-o campanie pentru europarlamentare unde vocea României trebuie să fie unică. Și atunci cred că acea listă comună și are rostul. În condițiile unor alegeri locale în care suntem partide mari, suntem partide cu doctrine diferite, suntem partide care se luptă pentru a avea un cuvânt de spus în autoritățile locale, peste 3200 de UAT-uri, și atunci campania electorală uneori îmbracă și alte valențe. Sunt un om care tot timpul am încercat să păstrez un echilibru și să vedem o realitate din situația societății românești. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne așezăm un pic și exprimările, dar în același timp să vedem și o realitate din teren, așa cum este prezentată astăzi situația din România. Lapte și miere, spunea Rareș Bogdan, în aceste localități, județe conduse de liberali. Întrebarea este dacă vedem lapte și miere și în coaliție, în contextul în care încă nu v-ați înțeles în privința a cel puțin 2 județe din țară cu aceste alegeri locale de pe 9 iunie. Satu Mare și Mureș, desigur, ar fi acum pe listă. După cum știți, discuțiile din coaliție au fost mai multe pe București, sectoarele din București, Timișoara sau județul Timiș, Brașov și Bacău, precum și Satu Mare și Târgu Mureș sau Mureș, ca județ. Suntem într-o coaliție în care avem sprijin și de la mai mulți parteneri, nu-i neapărat mai noi, există și UDMR-ul. Sunt mai multe lucruri de discutat în această perioadă pentru a putea vedea dacă totuși candidaturile noastre vor fi și la Mureș sau la Satu Mare în contextul în care le avem la Timiș, Brașov sau Bacău. Înțelegem, domnule Nelu Tătaru, că dumneavoastră liberalii sunteți extrem de deranjați de măsurile anunțate de premierul Marcel Ciolacu în privința majorării salariului minim. Așa este? Nu suntem extrem de deranjați. Liberalii, în general, când fac o evaluare economică, merg pe cerere și ofertă și studiul nostru se face pe un salariu mediu. Dar domnul Ciolacu, fiind premier, guvernul fiind un guvern de coaliție, să nu ne așteptăm să avem un consens, va fi un compromis în tot ce înseamnă și evaluare, dar și niște măsuri pe care le luăm în următoarea perioadă.
Aș vrea, domnule Nelu Tătaru, să ne îndreptăm puțin atenția și spre ultimul sondaj făcut la comanda Digi24, care arată că, referitor la ce se întâmplă în capitală, ca să precizez acest lucru, arată că Nicușor Dan este pe primul loc cu 37,1%, în timp ce Cristian Popescu Piedone se situează pe cel de-al doilea loc cu 30%, iar Cătălin Cârstoiu, candidatul coaliției, da, se situează pe cel de-al treilea loc cu 17,4%. Mai are timp Cătălin Cârstoiu să crească până pe 9 iunie? Are timp să crească Cătălin Cârstoiu, nu este un om venit de nicăieri, este un om cunoscut în București, numai că trebuie să transformă acea notorietate și în intenție de vot. Fiecare din cei trei candidați are în spatele lui un altul. În spatele lui Cătălin Cârstoiu sunt cele două partide mari cu niște echipe de campanii care vor putea, cred eu, în această perioadă să capaciteze ca intenția de vot să fie ca și notorietate. Două partide mari cu două echipe de campanie pentru Cătălin Cârstoiu. Trag aceste echipe de campanie pentru Cătălin Cârstoiu, domnule Nelu Tătaru, pentru că până acum nu se prea văd rezultatele. Suntem la început, mai avem două luni de zile, mai puțin de două luni de zile, cu vreo două zile, până la alegerile de pe 9 iunie. Eu sper că în această perioadă să putem să aducem la un nivel în care, într-adevăr, cum spuneam, notorietatea să ajungă și la nivel de intenție de vot.